Care a îngrozit Franța și Marea Britanie ar fi fost comandat din familia victimelor. Anchetatorii au o bănuială că fratele capului familiei ucise în Alpii francezi ar fi avut un motiv bun să-i dorească moartea. Cei doi frați britanici de origine irachiană își disputau o moștenire uriașă. Pentru vecinii familiei executate în Franța, cuplul Al-Hali și fetele lor formau o familie frumoasă și absolut normală. Se pare însă că tocmai un membru al familiei ar fi avut un rol în cumplita crimă din Alpii francezi. Anchetatorii au aflat despre un scandal recent între bărbatul ucis și fratele său, o dispută despre care acum se află cât mai multe. It seems there was a dispute between the two brothers about money. This seems to be credible information coming from the British police, and Mr. Mayo said that the brother will have to be questioned at length. Every lead will be meticulously followed. Neînțelegerile dintre frați ar fi început anul trecut. Miza, moștenirea lăsată de tatăl lor, inclusiv proprietăți în Franța, Elveția, Spania și Irak. Fratele lui Saad Al-Hali nu este însă un subiect oficial în acest caz. Vitale ar putea fi informațiile de la cele două fete, de 4 și 7 ani, care au supraviețuit cumplitului atac. Nu se știe însă când vor putea vorbi. The younger girl, who's not physically hurt, but deeply, deeply shocked. The older girl, who is still badly hurt, well, I think stable, we will be with her as soon as it's medically feasible for us to be so. Singura concluzie la care au ajuns deocamdată anchetatorii este că au de-a face cu un asasin profesionist, care a comis crimele de la mică distanță și cu mare precizie. Acum, prioritatea absolută este să îi dea de urmă.